În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iată imnul de biruință, iată cântarea de bucurie, care străbate parfumul pomilor înfloriți, aerului curat de afară și simțul de viață al primăverii. Paștele sau sărbătoarea florilor, Paștele sau sărbătoarea trecerii din moarte la viață sau trezirea la o nouă lume, și anume o lume divină plină de putere, de iubire și de înțelepciunea lui Dumnezeu, plină de sfințenie, cum cântă și troparul, o Paștele cele mari și preasfințite, o Paștele cele de taină, Paștele Domnului, Paștele. Deci iată, o trecere atât de frumoasă și de marcabilă prin jertfa Mântuitorului, care prin picăturile sângelui dumnezeesc au spălat păcatul întregii lumi. Mielul lui Dumnezeu cel ce ridici păcatul lumii. Dar iată că învierea n-a fost marcată numai de faptul, cum am arătat ieri, că o piatră a fost doborâtă de la ușa mormântului sau îngeri de lumină au vestit învierea. Ci miezul învierii constă tocmai în faptul cum apostolii au știut să primească și să transmită pe mai departe mesajul învierii. 12 bărbați galileeni, lipsiți de orice cultură, lipsiți de orice învățătură specială, ci doar simpli discipoli a unui învățător sărac și desculț, care străbate Galileea, Ierusalimul, Nazaretul, Betania, înconjurat de popoare sărace, de șchiopi, de surzi, de ologi, de muți, de bolnavi, de îndrăciți, de orbi și de lunatici. Deci iată o armată de nenorociți vin să transforme fața lumii și să o arate așa cum este ea în împărăția lui Dumnezeu, plină de vrednicie, plină de lumină, plină de iubire. Și Mântuitorul Hristos, bucurându-se de ei, le spune: bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Este primul mesaj prin care un împărat își vestește ucenicii că le va da o plată veșnică. Dar trista veste a răstignirii și punerii în mormânt i-a împrăștiat, precum se împrăștie pleava când bate vântul. Unul s-a spăimântat de glasul slujnicei și s-a lepădat cu blestem. Unul l-a vândut pe 30 de argint și s-a spânzurat. Ceilalți, de frica iudeilor, s-au ascuns în Ierusalim. Dar Mântuitorul i-a adunat, după cum și mesajul spune, precum adună cloșca puii. Și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Dar spune Evanghelia mai departe și martorul acestei întâmplări, Ioan Evanghelistul sau ucenicul cel prea iubit, că Fiul lui Dumnezeu, din libertatea pe care a avut-o, de la caz la caz, de la apostol la apostol, de la persoană în sine la persoană în sine, și-a arătat dragostea și și-a arătat puterea cu care a înviat. Și ieri v-am prezentat întâlnirea cu Maria Magdalena în grădină, iar astăzi ați fost cu mare atenție la Evanghelie și ați văzut pe larg desfășurarea întâlnirii din drumul Emausului. Cei doi ucenici, fiind din cei 70, depărtați fiind la 60 de stadii, cum spune, de Ierusalim, mergeau întristați pe cale, vorbind de cele întâmplate despre Iisus Nazarineanu. Nu le vorbeau pentru faptul că erau interesați. Le vorbeau pământește, cum și noi uneori vorbim când spunem: am fost la biserică, dar tot cu greutățile mă confrunt. Am fost la rugăciune, m-am spovedit, m-am împărtășit, dar tot parcă necazurile mă înconjoară, durerile mă bântuie, satana mă ispitește, greutățile sociale mă apasă. La fel și cei doi apostoli probabil vorbeau despre ceea ce gândeau ei în inima lor de iudei. Oare cât va mai sta Ierusalimul sub romani? Oare cât va mai avea stăpânire păgână? Oare când va veni un împărat al lor care să-i scoată la o lumină, să le facă un prestigiu între noroade, să le facă un prestigiu în fața lumii? Și discutau între ei sincer: am fost la Ierusalim, l-am întâmpinat cu osanale, i-am pus haine pe cale, i-am pus stâlpări de finic,
I-am cântat, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului și iată-l astăzi neînsuflețit într-un mormânt de piatră cu o lespe de mare deasupra. Și în timp ce ei discutau aceste lucruri deznădăjduiți și dezamăgiți, dezaprobați în conștiința lor că acela ar fi fost împăratul cel biruitor pe care ei l-au crezut, mântuitorul lor, sunt acostați în trecere, cum trecem și noi și dăm bună ziua, de un străin care îi întreabă mirat: ce vorbiți pe cale? Ce sunteți triști? Deci iată, primul lucru din care reiese puterea dumnezească, cel ce știe rărunchii și inimile oamenilor: de ce sunteți triști? De unde știu eu când trec pe cale și mă uit la tine că ești trist sau la ce gândești? Și cei doi, normal că și-au exprimat sentimentul de durere ca orice lucru nou când se întâmplă pe ori și unde, imediat presa, oamenii, fiecare discută, dau caz, dau soluții, dau părere, împărtășesc situații, dacă ar fi fost așa, dacă se întâmpla altfel, dacă așa avea să se întâmple, poate mai era mai bine așa. Iată și cei doi îi spune: dar tu ești străin în Ierusalim, n-ai fost martorul la ceea ce s-a întâmplat, n-ai văzut tu cerul întunecat și noapte în amiază mare? N-ai văzut luna roșită ca sângele? N-ai văzut calvarul celui răstignit? Și îl întreabă: n-ai aflat ce s-a întâmplat în aceste zile? Și el a întrebat: cine, unde, cum? Făcându-i ca să se destăinuie și mai adânc din sufletul lor, făcându-i să fie mai profund în ceea ce vor să spună. Normal, Mântuitorul vroia să le răpească acele cuvinte sacre prin care să le dea nădejdea și ei să-și spună cu foc dorința pe care o aveau în inimă și o priveau de atâta vreme. Și ei au spus: cu Iisus Nazarineanul. Dar cu toate că era mort, nu l-au defăimat, ci i-au arătat cu aceeași ardoare valoarea lui profetică. Mare proroc, puternic în faptă, puternic în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu, spun apostolii, și la tot poporul. Deci iată, îl prezintă așa cum l-au cunoscut, îl prezintă în cuvinte sărace așa cum era el. Și spune mai departe și partea a doua, înclinând să-i dea de dreptate celui răstignit: dar n-ai auzit cum arhierei, că petenile noastre l-au dat la moarte și l-au osândit? Nu era mirare că l-au osândit, ci era mare rușine între iudei. Asta era problema pe care puneau apostolii, deci puneau accentul. Era mare rușine între iudei, care știau că orice pedeapsa Vechiului Testament și a legii celei vechi era pedepsită cu moarte sau cu ucidere cu pietre sau excluderea din comunitate până la sfințitul soarelui sau spălarea cu jertfă de sânge, dar cel mai mult i-a neliniștit pe iudei, deși arhierei și cărturarii o făceau și de frica lor a strigat și tot poporul: cum au putut ei, un guvernator păgân, să găsească dreptate unui iudeu nevinovat, iar iudeii care considerau că își păstrează legea cu ardoare să o calce și să elibereze pe un tâlhar pe care îl știuse că făcuse multe răutăți? Hoția, crima, violul în Vechiul Testament erau pedepsite prin uciderea cu pietre sau, cum era la Paște, prin răstignirea cea mai rușinoasă, adică pe acel semn al crucii. Și aceasta i-a marcat mai mult pe apostol și pe cei din prejurul Ierusalimului. Căutau să aducă un fel de culpă, căutau să aducă un fel de atenuare a rușinii. Nu știi tu că arhiereii și cărturarii noștri l-au răstignit și l-au dat la moarte? Dar n-au continuat să spună era nevinovat, ci i-au dat direct virtuțile: proroc, puternic, tare, în fapt, în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Deci le era rușine de fapta lor în sine și se gândea că cel ce trece să nu-i desconsidere sau poate că nu-i vor da bună ziua. Dar mai departe aceștia își exprimă și dorința lor din inimă: dar nădăjduim și nădăjduiam că El avea să izbăvească pe Israel. Deci iată din nou dorința pe care ei o păstrau de veacuri în inima lor, când au trecut Erihonul și au dărâmat
Deci au trecut Iordanul și au dărâmat cetatea Erihonului, când Dumnezeu le-a dat popoare mână pe care le-au distrus, nu cu arma și cu sabia, ci cu voința lui Dumnezeu. Le-au dat pământul care în sărătură s-a prefăcut în iezere de ape și în belșug. Le-a dat țara de unde curgea miere și lapte, cum spune psalmii lui David. Și iată, ei totuși n-aveau o țară, n-aveau un destin. Erau împrăștiați, suferise robia babilonică, acum erau sub romani, aveau stăpânire străină și de frica lor mințeau, mințindu-se pe sine. Deci ei pe ei se mințeau călcându-și conștiința și respectând legile romane de frica că n-aveau un imperiu. Și mai departe, amintește, cu toate acestea, a treia zi este astăzi când s-au petrecut toate acestea. Și trece la partea a doua, este cea mai importantă din toate. Mântuitorul, în timp ce s-a apropiat de ei, remarcabilă rămâne situația, ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Și aici vreau să mă opresc un pic, să facem comentariu acestui lucru. Ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Ce se întâmplă? Dumnezeu în lucrările Lui divine, Dumnezeu în lucrările Lui zilnice cu fiecare om, voiește sau nu voiește să-i descopere cui vrea sau cui nu-i vrea câte ceva. Și atunci ce a făcut? Dumnezeu acolo unde voiește să biruiește și rânduiala firii, dă înțelepciune celor slabi, dă putere celor ticăloși și surpă pe cei puternici. Iată, în momentul de față nu profită de acest lucru, ci le închide ochii ca să nu-L cunoască, exact sub alt semn al Evangheliei care trebuie să ne rămână o mărturie. Și aici vreau să ajung, pentru că e partea mai morală, că de povești în alte v-ați săturat și vă plictisiți. Zice, luminătorul trupului este ochiul, iar luminătorul sufletului este mintea. Ei, ca să poți să vezi pe Dumnezeu, să nu ți se închidă ochii, cum spune aici, să nu-ți fie ținuți ochii ca să-L cunoști, trebuie să iai în primul rând curați. De aceea, și în paza celor cinsipsiri, și în războiul nevăzut, noi întâlnim acest mesaj de la toți Sfinții Părinți, întâlnim acest mesaj de învățătură de la toată mistica și ascetica creștină. Paza minții, trezvia atenției, luarea minte, stăpânirea minții, stăpânirea imaginației sau a rațiunii. Ce sunt aceste lucruri? Sunt un fel de elemente, deci sunt un fel de elemente, sau să spunem, stau la îndemâna omului ca niște elemente prin care el poate să-și stăpânească mintea. Adică ce înseamnă paza minții? Să cugeți tot timpul la un lucru bun. Ce înseamnă paza minții? Să cugeți la o rugăciune. Ce înseamnă paza minții? Să te stăpânești, să nu urăști. Ce înseamnă paza minții? Să-L vezi pe Dumnezeu întotdeauna în fața ochilor. Ce înseamnă paza minții? Să-L vezi pe aproapele ca pe tine însuți. Adică paza minții și trezvia atenției nu sunt altceva decât zvâcniri ale voinței omenești care stau la straja gândului și nu permit gândului să se dezvolte în minte. Și v-am spus și altă dată, deci momelele pe care satana le aruncă prin primele trei trepte de păcat, când vine și spune momeala, învoiala și lupta cu gândul. Până aici merge trezvia minții și paza minții sau atenției. De acolo se trece pe imaginație și rațiune, adică când omul începe de acum să cugete, cum ar fura, cum ar curvi, cum ar bea, cum ar face toate celelalte. Dar această luare a minte și deschiderea ochilor spre Dumnezeu este întărită de Sfinții Părinți și de Sfânta Scriptură. Adu-ți aminte de cele de pe urmă și în veac nu vei greși. Văzut am pe Domnul de-a dreapta în veac să nu mă clate în prorocul David. Bine este mărturisit Domnule a cântat numele Tău prea înalte, sau legea Ta cugetarea mea este, mai dulci sunt cuvintele Tale decât mierea și fagurul. Iată stihuri și învățături ale lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură cu care omul își încarcă mintea, deci și-o hrănește, cum se spune, din citit, din auzit de la biserică, din ceaslovul de rugăciune, din cartea de psaltire de acasă, și el având aceste lucruri în minte, cu ele hrănește sufletul lui. Adică trupul lui îi dă mâncarea de toate zile pe care o muncim cu mâinile, iar minții, ca să nu hoinărească, îi dă această lucrare ca ochii minții să sclipească întotdeauna curați. De ce?
Ei sunt în legătură cu inima. Și o să vedeți imediat pe parcursul Evangheliei ce frumoasă legătură între ochi și inimă. Ce se întâmplă? Spune Evanghelistul Matei. Dacă ochiul tău este curat și trupul tău este curat. Sigur, și v-am spus-o și în atâtea ocazii, când Domnul își permite să vadă imagini murdare, priveliști murdare și alte lucruri nefolositoare, trupul se aprinde spre patimă. Că așa spune Evanghelistul. Din inimă izvorăsc uciderile, curviile și toate celelalte răutăți, hula, ura și celelalte injurile. Dar dacă inima este curată, spune Matei, visteria este curată, omul scoate cele bune din visteria sa. Dacă este murdară, scoate cele rele. Și n-ai nevoie de o lucrare înaltă trecând prin sat sau prin oraș sau prin țară întreagă să vezi dacă un om e bun sau rău. Treci pe lângă el și îi dai bună ziua. Dacă ți-a răspuns, e om bun. Dacă te înjură sau urlă sau zbeară sau face urât, îți dai seama din comportamentul lui că este un om a cărui ochi sunt închiși și sunt ținuți, nici să nu-l cunoască pe Dumnezeu, dar nici să-l audă sau să-l vadă. Deci îi vorbești de Dumnezeu, cum spune Scriptura, și el rămâne mut și surd în fața păcatului. Sau rămâne mut și surd în fața lui Dumnezeu, că spune ochii au și nu văd, urechii au și nu aud. Și mergem mai departe, vorbind despre apostolii noștri, și le-au fost ținuți ochii lui ca să nu-l cunoască. Ce a intervenit în această întâmplare ca ochii lor să fie ținuți? A fost tocmai faptul că avem îndoiala în credință. Adică, avem îndoiala în credință prin faptul că nu ne bazăm întotdeauna pe puterea lui Dumnezeu. Ne bazăm și pe principiul propriu, în ideea că eu pot, eu fac, eu drept. Și știi ce zici? Las că mă descurc eu, lasă că scot eu la capă, știu eu ce am de făcut, nu mă învață nimeni. Ei, în felul ăsta, când ți se dă un sfat, tu spui, lasă, m-am lămurit eu și cu asta, știu eu ce am de făcut. Și greșeala au făcut-o și apostolii. Uite ce au spus. Noi însă nădăjduiam, deci nu spunea nădăjduim. Dacă s-ar fi exprimat în acel moment către străin, noi nădăjduim că el va izbăvi pe Israel, l-ar fi cunoscut pe Hristos chiar în acel moment mergând pe cale. Deci chiar atunci. Dar a spus, noi însă nădăjduiam, deci cândva au nădăjduit, au avut această speranță care acum s-a spulberat. Deși îl credeau bun și drept și celelalte. Cum spunem noi în popor, hei, până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Nu te mănâncă Sfinții. Sfinții te ajută să ajungi mai repede la El. Și trecând mai departe, iată cum spun ei. Deci ceea ce i-a făcut să ajungă un pic la dilemă. Ba, niște femei de ale noastre ne-au spăimântat, spunând că au văzut de dimineață la mormânt vedere de îngeri, că au găsit mormântul gol, și îngerul le-a spus lor că este viu. Deci ei n-au înțeles că în momentul coborârii de pe Tabor, Mântuitorul le-a vorbit din Scriptură și le-a spus, Fiul omului se va da la munci, se va răstigni, va fi îngropat în mormânt și a treia zi va învia. Au uitat când le-a spus, acest pahar și această pâine o vom mai mânca în împărăția Tatălui meu. Au uitat când le-a spus, eu nu sunt de aici, ci împărăția mea este acolo unde eu, pe care voi să îl descoperi Tatălui, prin mine îl va descoperi. N-a spus, cel ce vrea să vină la Tatăl, prin mine vine. Și cine mă primește pe mine, primește pe Tatăl. Cine nu mă primește pe mine, pe Tatăl nu primește și invers. Cine mă cinstește, pe mine mă cinstește și cine nu, nici pe Tatăl nu cinstește. Atunci Mântuitorul trece la partea dogmatică și teoretică, ca să spunem așa, a explicațiilor încă o dată, deci a explicațiilor încă o dată la tot ce avea de făcut. Întrebarea care mi-am pus-o și eu, și întrebarea poate care vă puneți și dumneavoastră, întrebarea care și-a pus-o și Sfântul Maxim și Ioan Gură de Aur este următoare. Dar oare vorbind atâta vreme pe cale cu apostolii, de ce nu le-au fost dat, dacă nu l-au cunoscut după înfățișare, măcar după grai, ca să-l cunoască? Asta e un lucru foarte interesant. La prima vedere pare de scăpat. Ce se întâmplă? Și urechile lor erau legate și închise ca să nu-i cunoască graiul.
și să nu-i cunoască tâlcul. De ce vreau să vă spun lucrul acesta? Dumnezeu are libertatea de a se descoperi cum voiește. Maria Magdalena, când se întoarce, ce spune Mântuitorul? Doar două vorbe. Marie! Și ea se și întoarce plină de iubire. Domnul meu și Dumnezeul meu! Se întoarce învățătorul, era bunii. Deci după primul, deci atât de aproape era inima ei de Dumnezeu, exact ca la rugăciunea inimii. În momentul când ai fost lovit de rugăciunea lui Iisus și ea ți-a străpuns inima, vibrația inimii îl și simte pe Iisus. Și de ce, cum știi că vibrația a și simțit întâlnirea cu Hristos în inimă? Ochii se umple de lacrimi, inima arde ca focul și sufletul se înferbântă de dragostea lui Dumnezeu. Aceasta era Maria. Că îngerii spun treaba aceasta, că Maria ardea de iubirea lui Hristos. De ce plângi, femeie? Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Deci ai văzut? Ea ardea de dragostea lui Dumnezeu. Ei nu mai ardeau, erau la îndoială. Să mai citesc la acest loc, să mai fac la psaltire, oare mai are rost să-mi fac canonul, mai are rost să fac metanile, mai are rost să merg la biserică, oare să mai dau pomelnic, sau hai la vrăjitoare, sau hai la deschis cartea, sau hai nu știu unde, sau hai mai fă aia, sau vezi poate ai vreo relație, sau vezi poate poți pe undeva să-mi faci vreo cunoștință cu cineva. Deci cam aici s-a izbit credința sau legătura, dacă vreți, între dilema Maria și Luca și Cleopa. Deci cam așa era diferența de credință. Ea ardea și la primul semnal dumnezeesc, Marie, este gata să șadă la picioarele lui și să asculte cuvintele lui, iar Marta să se silească și să se grijească de multe. Cei doi încă nu se grijeau de învierea lui Hristos, nu se grijeau de trupul cel plin de miresme din mormânt, ci erau îngrijiți că au rămas oarecum dezamăgiți, iar Imperiul Iudaic va rămâne în continuare sub o umbră proastă prin acel masacru de omorâre a unui drept, prin acel masacru nedrept prin care și-au arătat ura jidovească și plus de atât și-au făcut un prestigiu și o faimă proastă în Ierusalim, stârnind și tulburând autoritățile romane cu acele întâmplări din vremea patimii. Mai mult decât atât, deci Mântuitorul le-a și spus, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima. Credeți toate câte au grăit prorocii? Prima întrebare, deci iată, ne izbim de același lucru, credința. Pe toată vremea mesianică, pe tot parcursul vremii mesianice, Mântuitorul n-a întrebat altceva. Crezi? Poți să crezi că îți fac eu asta? Ce dorești? Ce vrei? Ce frumos! Mesaje de înțelepciune. Da, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Sau cum a spus Hananianca, fărmătura de la masa stăpânului o mănâncă câinile. Sau orb a spus, da, fiul lui David, vreau să văd. Sau slăbănogul de la Vitezda, care după că îl vede pe Dumnezeu în fața lui, mai și spune, n-am om să mă arunce. Deci eu am înviat ca tu să te arunci singur în apă și să nu mă cauți pe mine să te iau de mână. Același Petru ce se cufunda în fața lui Dumnezeu. Iată, oare nu trebuie să credeți toate câte au grăit prorocii? Aveți încrederea că Duhul Sfânt nu minte? Asta era întrebarea ce le-a pus-o. Nu trebuia oare să pătinească ca să intre în slava sa? Și nu mai trecem pe parcurs să vorbim, deci tot de la Moise la proroci, cum le-a tâlcuit Scriptura. Și sfârșindu-se drumul, fiindcă omul când se roagă, drumul poate fi mai lung sau mai scurt, deci drumul rugăciunii, cum spun Sfinții Părinți, uneori alții se roagă o viață și nu dobândesc nimic, alții se roagă ani și nu dobândesc nimic, alții se roagă luni și dobândesc de toate, alții se roagă zile și le iau pe toate, alții se roagă o clipă și să-și întâlnesc cu Dumnezeu. E o taină a Lui prin care din nou ajungem. Cui vrea să se descopere sau cui este dat să se deschidă ochii ca să se descopere. Și iarăși ajungem la împărăteasa cea mare a faptelor bune, rugăciunea. Deci dacă te rogi stăruitor și continuu, este imposibil ca Dumnezeu să nu te ajute. Din cât suntem de față și din tot poporul creștin care îl avem în această țară, nu există om care să nu mărturisească că nu l-a ajutat Dumnezeu atunci când a știut să se roage sau a făcut-o într-adevăr. Pentru că așa spune Apostolul Pavel, tu ești Dumnezeul celor ce se mântuiesc și te mărturisesc în adevăr.
Deci trebuie să știi ce vrei, sau să știi ce să ceri, să știi să bați sau să strigi. Mergem mai departe, ajungând la foișorul sau la casa respectivă din satul Emaus, cei doi ucenici au spus: rămâi cu noi că vremea e spre seară. Deci era închinarea zilei, a sfințitul soarelui. Asta din punct de vedere natural, dar din punct de vedere duhovnicesc, vremea despre care se vorbea că e spre seară, era de fapt și-a sfințitul puterii de rugăciune. Se simțeau cam istoviți. Se simțeau în măsură de a spune: Doamne, de-ai mai vrea ajută-ne, de nu, lasă-ne, că nu mai știm cum să facem. Ne-am dezamăgit, ne-am înspăimântat de nimicnicia noastră, pentru că undeva mustrările de conștiință din inima apostolilor poate că erau și acestea. Poate noi de nu l-am fi părăsit sau de n-am fi fugit de el, poate noi de-am fi stat în preajma lui, poate dacă am fi fost și noi martori acolo la mormânt, poate dacă am fi fost și noi să influențăm poporul și să strigăm: nu-l ucideți, nu-l răstigniți, fel de fel de lupte se dădea în conștiința și în mintea lor. Dar Mântuitorul, intrând, a stat cu ei la masă. În vremea iudaică era un obicei pe care iudeii îl foloseau în casa lor de bun venit. Vedeți, noi când vine un musafir, îi punem un pahar de apă sau de vin sau o prăjitură sau o felie de cozonac și îl invităm, ia ceva din ale casei, sau până se pune masa să se mănânce de plin, se dă o mică gustare, ca atenție musafirului tău. Ei, la iudei era cu totul un simbol rămas încă din vremea lui Avram, când s-a bătut el în Sodoma și Gomora și l-a liberat pe Lot, era mesajul de bun venit care însemna pâine muiată în vin. Și-au adus apostolii pâinea pe masă, cei doi, Luca și Cleopa, au adus vinul pe masă. De vin nu se pomenește în momentul acesta, că probabil n-au apucat ca să-l aducă, dar pâinea era pe masă. Și-a luat pâinea Mântuitorul Iisus Hristos, a văzut că ei de acum sunt istoviți de propria putere și fără de Dumnezeu nu pot face nimic, deci totul este o vânare de vânt. Cine crede că adună fără mine risipește și cine este fără mine este împotriva mea, spune Dumnezeu în Scriptură. Cei doi nu o făceau la modul conștient, ci la modul involuntar. Punând pâinea pe masă, Mântuitorul a luat-o și a frânt-o. Dar cum a frânt-o? Ori cu cuvinte, ori fără cuvinte, nu știm lucrul acesta. Evanghelistul nu relatează. Dar se relatează faptul că în clipa binecuvântării pâinii, lor li s-au deschis ochii. Nu erau orbi, nu purtau ochelari, să fim siguri de gestul acesta. Li s-a deschis înțelepciunea minții și și-au dat seama că acel act de binecuvântare l-au întâlnit în Joia Mare. Deci era cina cea de taină. Și atunci și-au adus aminte că sunt în fața liturghiei divine, sunt în fața Euharistiei divine, când Mântuitorul le-a spus: luați, mâncați, acesta e trupul meu ce se frânge pentru voi și pentru iertarea păcatelor, și beți dintr-o acesta toți, acesta e sângele meu care se varsă pentru mulți și pentru voi spre iertarea păcatelor. Deci iată minunea cea mare. Deci au săvârșit împreună cu Hristos dumnezeiasca liturghie. De unde și simbolul mesajului de Paști. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând. Dar unde? Și pe Sfântul Disc. Însuși trupul Mântuitorului Iisus Hristos, cele 9 cete de sfinți, grămezile de părticele la vii și la morți, nu sunt altceva decât scaunul de judecat al lui Dumnezeu. El stă viu ca cuvânt și judecă păcatele celor vii și a celor morți, după cum preotul spune în cere. Dă sănătate, mântuire, iertare de păcate, dezlegare, liberare din închisoare și pe toate celelalte. Iar la morți spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit, iertând și dezlegând, continuând cu parastasul, care e o parte a liturghiei, cele cu știință, cu neștiință, blestem de preot, de arhiereu și toate celelalte, și iată o comuniune între moarte pe moarte călcând. Deci Hristos moare sub junghierea proscomidiarului, prin copia preotului, și este fărâmițat și jertfit din nou, este împuns în coastă, curge din nou sânge și apă, deci liturghie zilnică și înviere zilnică. Și în momentul binecuvântării, Sfintele Sfinților, cu moartea pe moarte călcând, deci
finalul, și celor din mormântul viață dărându-le, și sufletelor adormite sau sufletelor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, după ce se pocăiesc, că doar de asta faceți toți în posturile de peste an, postiți și vă împărtășiți. Deci de aceea creștinii postesc și se împărtășesc. Ei înviu cu sufletul ca să facă viu mesajul învierii. Ce ar fi să te trezești în mijlocul verii, că se anunță mâine învierea, vă poftim la înviere, spectacol cu afiș. Nu! Învierea se trăiește și dumneavoastră puteți spune că mult mai frumos ați simțit sărbătoarea Paștelui în timpul postului, când vă rugați și vă închinați și vă pregăteați pentru Paști, decât acum în momentul care a venit. Unul e beat, unul cântă, unul se roagă, unul e ocupat, altul își face alte griji, pune masa, strânge masa, deja mesajul învierii se atenuează, intră în tumultul vieții. Dar în post, când mintea era curată, trupul odihnit, slăbănogit un pic de patim prin virtutea postului, deja se aștepta învierea. La fel și apostolii, când au crezut că li s-a terminat orice șansă de întâlnire cu Dumnezeu, orice șansă de înălțare în împărăția cea veșnică, le-a binecuvântat pâinea, le-a deschis ochii și l-au cunoscut. Dar iată și mare minune! S-a făcut nevăzut! Și iarăși îmi pun și eu întrebarea și apostolii, poate și Sfinții Părinți. Da, dacă s-a văzut nevăzut, unde a intrat în clipa când s-a făcut nevăzut? V-ați pus întrebarea? Ia să fii foarte atent în sine însuși și să privești. Ești în fața Sfântului Potir și preotul ia cu lingurița. Îl vezi pe Hristos în lingură în fața ta și apoi îl înghiți. Deci unde a intrat în momentul dispariției? În inima lor, că de nu intra în inima lor, nu le se deschideau ochii. Și de-abia atunci au răspuns la al doilea mesaj, să spunem, mistic și înalt. Oare n-ardea inima noastră pentru dânsul? Ardea? Dar nu era focul de care trebuia să ardă. Era încă focul gândurilor trupești. În clipa când Hristos a intrat în inima lor, mesajul învierii s-a făcut văzut și simțit, fiindcă inima s-a topit de dragostea lor. Și ca drept dovadă că n-a fost minciună, sculându-se chiar în acel ceas, s-au întors în Ierusalim. Ai văzut puterea de biruință asupra răului? Deci stăteau de frică prin sate, prin împrejurim și ascunși, iar în clipa când Hristos a intrat cu virtutea, cu pacea, cu bucuria în inima lor, hai la Ierusalim, frate! Deci mintea a plecat la cer și l-au cunoscut pe Dumnezeu și s-au întâlnit în stările de rugăciune înalte. Și i-au găsit adunați pe ceilalți, s-au întâlnit toți și ziceau, într-adevăr, Domnul a înviat. Ei, care dintre noi nu se poate bucura în ziua de Paști, după spovedanie, împărtășanie și toate celelalte fapte bune, să spună că Hristos n-a înviat? Cine nu simte mesaj de bucurie și de biruință, în clipa când simte că Hristos este cu el, este în inima lui, este lângă el și prin ce? Nu numai prin Sfânta Împărtășanie. Prin bucuria copilului, prin bucuria familiei, prin bucuria gospodăriei, prin bucuria tradițională a sărbătorii Paștelor. Pentru că ea și are și valoarea ei duhovnicească, dar în același timp își are și valoarea ei tradițională. Nicăieri nu va fi Paștele mai frumos ca la români. Și de ce vă spun lucrul acesta? Cele mai frumoase cântări, cele mai frumoase obicei, cele mai frumoase porturi populare, nu la oraș, fiindcă orașul e o adunătură de cultură. Deci sunt mai multe culturi adunate și făcut un fel de ghiveci. Dar du-te în satul respectiv, du-te în locul respectiv, costum național frumos, țărănismul românesc, obiceiuri frumoase, Pasca care vine să preînchipuie fața Domnului Hristos, ouăle roșii care din tradiție Maria Magdalena s-ar fi dus la cezar să-i spună Hristos a înviat și el a zis cum nu sunt ouăle roșii în coșul tău, așa n-a înviat Hristos și în clipa aceea să le vadă roșii. Sau alt mesaj al învierii prin ouă roșii, că Fecioara Maria le-ar fi pus intenționat sub crucea Mântuitorului să curgă peste ele sânge dumnezeiesc, adică simbol de jertfă în ou care e sămânța vieții. Deci iată mesajele prin care Dumnezeu arată că din mic se face mare și totul prin jertfă crește și se înmulțește. Deci sămânța creștinilor trebuie păstrată, sau cum spune latinul, tot ce-i viu vine din sămânță. De aceea,
Mesajul Paștelui nu rămâne doar slujba din biserică sau faptul că ați ascultat un cuvânt sau a stat la Sfânta Liturghie, ci tot ce se petrece în jurul nostru, întâlnirea cu prietenii, întâlnirea cu rudele, cu fiii, cu frații, cu vecinii, mesajul de întâlnire pe drumul satului, cum spunea Părintele Stăniloae, zice, ortodoxia nu este doar scriere, ci este toată tradiția satului între preot, biserică și comunitate, zice. Acela e Dumnezeul satului, biserica, altarul, preotul și enoriașii. Deci Paștele este peste tot, în fiecare pom înflorit, în fiecare om vesel și fericit, în fiecare copil care aleargă sau umblă, în fiecare cântec cântat, fie religios sau fie popular, dar care are în el tradiție românească și nu mizerie de păcat. Deci cam aici putem spune că putem pune cam un fel de început nou la sfârșit de a treia zi din mesajul învierii sărbătorii Paștelor. Mai urmează izvorul tămăduirii, parcă vineri, dacă nu mă înșel, deci când se va face sfințire de aghiazmă, tot în bucuria săptămânii luminate sau a învierii, va mai urma apoi celelalte două mesaje puternice, Duminica Tomii sau Credința cea arzătoare în coasta de văpaie prin atingere cu mâna, va urma Duminica Mironosiților, deci cinstirea dreptelor femei care într-adevăr s-au dus până la Calvarul Crucii, și apoi ușor, ușor alte pilde prin care Dumnezeu deschide ochii și iudeilor, și creștinilor, și păgânilor, să înțeleagă mesajul învierii spus prin Apostolul Pavel doar în trei fraze. Hristos este totul întru toate și ieri și azi și întotdeauna. Deci, încă o dată amintesc și închei, mesajul Hristos a înviat este mesajul cel mai înalt peste toate mesajele lumii. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi zadarnică. Și ce rost aveau 12 galileeni lipsiți de carte și cultură înaltă să mintă și să mistifice cu o minciună un trup neînviat și să facă o asemenea dramă, când Nicodim și cu Gamaliel, cei doi oameni înțelepți de taină din vremea aceea, văzând propovăduirea apostolilor și vorbirea în limbi, cum ați văzut duminică citit simbolic Evanghelia în mai multe limbi, văzând că îi opresc pe apostoli să nu mai vorbească despre cel înviat, a zis, fraților, nu vă puneți de-a curmezișul lui Dumnezeu. De va fi la oameni se va spulbera că multe au mai trecut. Dar de va fi de la Dumnezeu se va umple tot pământul. Ei, astăzi s-au umplut de lumină toate. Și cerul, și pământul, și cele de desubt. Amin. Propună-ți-mi toate mișii.